Salutare! Astăzi o să vorbim despre Radu Mazăre, afacerea Madagascar. Rice a urmărit o celebră șpagă românească până în insula Madagascar, din sud-estul Africii. Aici, banii au ajuns într-un complex turistic ridicat pe o plajă exotică, ascunsă după o pădure tropicală. Șpaga a primit-o Radu Mazăre, susțin procurorii, atunci când era primar și călătorea frecvent pe mai multe continente pentru distracție și profit. Ar fi intermediat-o magnatul Alan Schwarzenberg, prieten vechi cu Mazăre și cel care alimenta sistematic contul bancar al acestuia. Colaborarea lor s-a stins peste un deceniu, dar a sfârșit prost când Mazăre a fost săltat de DNA. Schwarzenberg era deja plecat din țară, poliția îl căuta de un an, dar l-a pierdut între timp și pe cel acuzat că a plătit mita, un israelian, Avraham, dispărut recent fără urmă. Iată însă ce s-a întâmplat cu banii în Madagascar. Tribul lui Mazăre. Niciun străin nu poate să cumpere ca persoană fizică pământ în Madagascar, una dintre cele mai exotice destinații turistice de pe mapa mond. În țara malgașilor, cum mai este cunoscută insula africană, a patra ca mărime din lume, străinii pot doar să închirieze terenuri de la localnici. Așa a făcut și politicianul Radu Mazăre în urmă cu 5 ani, când încă era primar al Constanței. Pe 24 aprilie 2012, Mazăre a închiriat un teren de aproape 1,8 hectare pe malul Oceanului Indian, în nord-estul insulei. Contractul se întinde pe 99 de ani și a fost semnat și de fratele său, Mihai Mazăre, care se ocupă în paralel și de înființarea campaniei Ocean Dans Serele, proiectată să ridice un complex turistic pe terenul abia închiriat. Radu Mazăre a spus atunci că terenul era al unui trib local, iar asta a întârziat semnarea documentelor. Au dezgropat urmele străbunilor, au măsurat, au intabulat, au trecut terenul prin toate formele legale, asta a declarat politicianul pe 26 aprilie 2012, la două zile după ce semnase contractul de închiriere. Rice a descoperit că tribul lui Mazăre era de fapt un tânăr malgaș cu străbunii în România. Îl cheamă Dorin Ferman și este proprietarul celor 1,8 hectare. Dorian Ferman vorbește fluent română, deși s-a născut la peste 7.000 de kilometri de București, este fiul lăcrămioarei Toader, o româncă stabilită de aproape 3 decenii în insula africană, unde a condus până anul trecut o fabrică de ciocolată. A fost numită, în urmă cu 4 luni, primul consul onorific al României în capitala Madagascarului, dar procedura n-a fost încă finalizată. Fiul ei, Dorian Ferman, nu doar că le-a închiriat terenul fraților Mazăre, ci a fost timp de 4 ani om de bază în Ocean Dans ca director logistic și administrativ. A supervizat practic lucrările la noul complex turistic Manta Sali, construit pe terenul său. Anul trecut însă a intrat în conflict cu patronii români, iar acum spune că vrea să-i alunge de pe proprietatea lui. Domeniul Manta Sali este astăzi la aproape un an de la inaugurare, un paradis bine ascuns, de ochii localnicilor, are 16 bungalouri standard, dotate cu piscină, multă verdeață și facilități pentru kitesurfing și alte sporturi nautice. Jurnaliștii locali cu care Rice a colaborat la acest subiect au vizitat luna trecută complexul turistic înconjurat de o pădure tropicală, maltașini și ocean, pe singura cale rutieră de acces. Poate fi vizitat însă și cu barca sau cu elicopterul. Puțin localnici ajung aici, iar cei mai mulți
nici nu știu că există. Paznicii înarmați asigură securitatea perimetrului pe timp de noapte și liniștea turiștilor. Acum 4 luni, afacerea turistică a intrat însă în vizorul autorităților locale, care verifică acuzațiile de rasism ale unor foști angajați în frunte cu Dorin Ferman, dar și modul în care compania Ocean Dance le-a achitat drepturile salariale. Compania Ocean Dance și-a raportat ultima situație financiară în 2014, când complexul nu era încă finalizat. Atunci, bunurile firmei valorau peste 500.000 de euro. În final, resortul a înghițit peste 1,3 milioane de euro, dar banii au circulat prin conturi nedeclarate. Finanțatorul Elan Schwarzenberg, unul dintre pionierii industriei locale de publicitate și fost mogul media, a pus cei mai mulți bani la funcția complexului Mantasari. Schwarzenberg n-a apărut niciodată la vedere în documentele afacerii. Asta pentru că fostul soț al vedetei TV Mihaela Rădulescu l-a folosit ca paravan pe Mihai Mazăre. Cu ieșire la Marea Crabilor, Belize, una dintre cele mai sărace țări din lume, domină în schimb topul celor mai netransparente zone, furnizând la cheie companii și interpuși pentru politicieni, infractori și afaceriști de pe tot globul. Conturi nedeclarate. Din conturile fraților Mazăre n-au dispărut bani. Au intrat aproape 1 milion de euro doar de la prietenul Schwarzenberg, bani care au ajuns în final în Madagascar, inclusiv cei 175.000 de euro plătiți de Melicii în tranșe. Prima plată de 95.000 de euro a intrat în 2011 în contul personal al lui Radu Mazăre din Israel. Apoi, alți 80.000 de euro au fost plătiți în contul lui Alexandru Mazăre, al doilea frate al primarului. Radu Mazăre n-a declarat banii, așa că a fost acuzat și pentru fals în declarații. Nici Alexandru Mazăre, pe atunci parlamentar, nu a declarat contul personal. A fost acuzat la rândul lui pentru complicitate la luare de mită și fals în declarații. Amândoi, primarul și parlamentarul, au transferat banii în 2011 în contul fratelui lor Mihai Mazăre, primul proprietar din acte al afacerii Madagascar. Acesta a colectat astfel 1,3 milioane de euro. Au susținut toți trei în fața judecătorilor că diferența de aproape 300.000 de euro față de investiția lui Schwarzenberg era de la Emanuela Gavrilă, politician și antreprenor în Constanța. Gavrilă era iubita lui Alexandru Mazăre, parlamentar PSD, iar banii îi ținuse până atunci în contul demnitarului. Astăzi, de treburile zilnice, la complexul turistic se ocupă o altă româncă, Ileana Mihalache, fostă angajată în regia care a atribuit contractul pentru campusul Harry Coandă. Mihalache figurează și ca persoană de contact pentru domeniul mantasali.com. Site-ul resortului a fost înregistrat în noiembrie 2015 de fiica ei Roxana Mihalache, prietena lui Radu Mazăre de aproape un deceniu. Roxana Mihalache n-a dorit să ofere detalii despre afacerea Madagascar. Eu îmi văd de treaba mea și ce am de făcut și atâta tot. Mai departe, problemele interne nu mă privesc. Dacă vă interesează să rezervați vreo cameră, atunci puteți să mă contactați. Radu Mazăre a rămas tot în afacerile cu turism. Oferă de un an consultanță într-un alt complex turistic de pe continentul african, în Egipt. A fost angajat aici de miliardarul egiptean Swim Saulis ca să promoveze și să dezvolte stațiunea El Gouna, însă pe 10 km de-a lungul coastei Mării Roșii. Familia Saulis, ale cărei afaceri au înflorit sub regimul fostului dictator egiptean Hosni Mubarak,
prezintă stațiunea ca proiectul El Fanino, reușind practic să dezvolte un orășel cu spital, școli, mai multe hoteluri, bibliotecă, teren de tenis și zone de agrement. Pe relația cu politicianul român Sauris, a vizitat des Constanța și a cumpărat 250 de hectare de teren în apropierea orașului. Nici în România, străinii nu puteau să cumpere direct teren în 2009, ci doar prin intermediul unei companii românești. Egiptenii au cumpărat astfel cele 250 de hectare după ce au preluat mai întâi un SRL local. L-au preluat printr-o filială gestionată de aceiași consultanți ciprioți din afacerea Madagascar. Dacă ți-a plăcut videoul meu, nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel ca să fii la curent cu tot ceea ce postez.